Coaliția PSD-ALDE a decis astăzi să amâne votul final pentru noua lege a pensiilor pentru săptămâna viitoare. Decizia a fost luată de vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Iordache, iar motivul oficial a fost că raportul Comisiei pentru Muncă nu a ajuns la biroul permanent. Totul se întâmplă însă în condițiile în care coaliția PSD-ALDE nu mai deține matematic majoritatea în Camera Deputaților, iar votul ar putea fi unul foarte strâns. Asta și pentru că opoziția a anunțat că nu va mai participa la niciun vot final în Camera Inferioară a Parlamentului, dacă unul dintre cei doi lideri PSD, Liviu Dragnea sau Florin Iordache, conduc ședințele de vot final. Liderul grupului PNL, Raluca Turcan, a declarat că articolele 27 și 28 din regulamentul Camerei interzic conducerea ședințelor de către persoanele pentru care se supune la vot revocarea. PSD nu recunoaște însă votul de săptămâna trecută în urma căruia opoziția susține că Liviu Dragnea și Florin Iordache ar fi fost revocați din funcțiile de președinte respectiv vicepreședinte la Camera Deputaților. Potrivit inițiativei, legea pensiilor urmează să intre în vigoare în septembrie 2019.